Sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale, tu pe aceștia proslăvește. Dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi. Cei ce nădăjduim întru tine, faci lumii tale dorește bisericilor. Preoților, la cei bine credincioși, conducători ai României și la tonorodul tău. Pe toată darea cea bună și tot darul de sâmb și de sus este pogorât. De la tine, Părintele Luminilor. Ție slavă și mulțumită și închinăciune lăsăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Binecuvântarea Domnului peste voi toți, peste dară și zăimile de oameni care nu acum își pădurează vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat în mort cu moarte, prin moarte călcând. Și celor din mormântul viață dăruindu-le. Hristos a înviat în mort cu moarte, prin moarte călcând. Celor din mormântul viață dăruindu-le adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și îndrutul laudaților apostoli, a Sfântului Cândru Sfinț, Părintele nostru Ioan, Gurudeanu, Patriarhul Cutării Gratului, a Sfântului Simeon, Persidis, a Sfântului Iocache, al Meletinișe, din Brânul Cânășa, cărora pomenul să vârșim, a Sfinților Dreptelor Dumnezeu și Părinția Chinușana Jalei tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitor.
Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Să nu ne-a dorit viață veșnică, să ne închinăm Sfintei Învierii Lui celei de ea, treia zi! Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte, cărcăși celor din mormânturi, viață dăruindu-le. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne vre noi! Amin! Preasfinția voastră, preacuvioși, preacucenici, preoți și iubiți credincioși, ne aflăm astăzi în Duminica a treia după Sfintele Paști, care se cheamă și Duminica Mironosiților. Duminica în care a fost fixată și această mare manifestație și dumnezeiască sfințirea Bisericii din Cărpiniș, Comuna Răucești, Oglinzi, în cinstea Sfinților Trei Erari, Basilic, Grigore și Ioan. Dar să vedem ce spun evangheliștii despre ziua de astăzi închinată Sfinților Femei Mironosinți, între care este prima Maica Domnului. Un lucru foarte important este că între Mironosinți era și una din femeile din clasa înaltă, Ioana se chema, femeia lui Huza, care e ispravnicul lui Irod. Ce în sine, ce era ispravnic? Administratorul casei regale a lui Irod. Și iată, femeia lui făcea parte din mironosițele care au petrecut pe Domnul, care au stat lângă crucea Domnului, care a fost și l-a urmat atât până la cruce, până și la mormânt, s-au vegheat în mormântarea lui. S-au dus și să-l vadă. Dar prima dată spune Evanghelistul de astăzi că Iosif din Arimatea, cel cu bun chip, sfetnic cu bun chip, deci era unul din sfetnicii cei mari ai sfatului evreiesc de atunci, dar avea frică de Dumnezeu, era omul cu frica lui Dumnezeu și aștepta, cum spune prorocul, mângâierea lui Israel. Știa că este Mesia, Iisus Hristos. Știa că este Mântuitorul. Știa că este cel așteptat din veacuri. Știa că a venit să mântuiască neamul omenesc din robia diavolului, din robia păcatului și a desnădejdei. Știa, împreună cu Nicodim, care s-a dus noaptea la dânsul și a vorbit cu Mântuitorul, știau aceste lucruri, care era din sfatul fariseilor și a cărturarilor și care au și mărturisit, nu putem judeca noi pe cineva în afara legii, a spus Nicodim. Și iată, ei s-au învrednicit, acei doi, ca să-l mormânteze pe Mântuitorul, Iosif și Nicodim, care erau mari boieri a iudeilor și mari cărturari. Sigur, pentru asta au avut de suferit după ce l-au înmormântat pe Mântuitorul, dar mai ales după ce a înviat Mântuitorul. Așa cum spuneau arhierei și cărturarii către Pilat, Doamne, am auzit de înșelătorul acela care a zis că după 3 zile mă voi scula din morți. Poruncește să se pecetruiască mormântul, ca nu cumva veni noaptea să-l fure ucenicii și să zică că a înviat din morți și va fi rătăcerea cea de pe urmă mai rea ca cea din tăi. Deci aveau frică de învierii, aveau frică pentru că dacă pe Lazar de 4 zile mort l-a înviat,
cum nu putea să învieze Mântuitorul? Și știau că este Mesia, așa cum a mărturisit Antonii, care a vrut să răstoarne sicriul Maicii Domnului. După ce... Scuzați. După ce s-a vindecat de mâini, cum i-a tăiat arhanghelul, a ținut o celebră predică în care l-a impresionat foarte mult și pe mare apostol Pavel. Și a spus că el l-a recunoscut că el este Mesia, dar din zavisie, din răutate omenească, n-am vrut să-l recunoaștem. Dar știm că el este. El a fost și el a împlinit toate prorociile. De asta femeile totdeauna au fost acele care nu erau băgate în seamă. Și pentru asta și această duminică este închinată mironosițelor, pentru că ele puteau să se ducă la mormânt. Ucenicii apostolii se temeau, fiind bărbați, se temeau ca nu cumva într-adevăr să caute să-l furi sau să se întâmple altceva. Și femeile împreună cu Maica Domnului au putut să se ducă să lungă cu miruri pe Mântuitorul. Dar când s-a dus, ce au văzut? Se gândeau, oare cine va prăvăli nouă piatra de pe ușa mormântului? Că zice evanghelistul, era mare foarte. Și atunci a văzut doi bărbați, unul de cap și unul de către picioare, strălucind ca fulgerul și hainele lor albe ca lumina. Și le-au întrebat, pentru ce căutați pe cel viu cu cei morți? Pe Iisus Nazarenean nu căutați, știm, a înviat, nu este aici. Merge să spuneți ucenicilor lui și lui Petru să meargă în Galileea, așa după cum a spus Mântuitorul, acolo îl vor vedea pe dânsul. Și duminică, seara după înviere, Mântuitorul s-a arătat ucenicilor și le-a spus lor, pace vouă, și a suflat asupra lor și a spus, luați Duhul Sfânt. Cărora veți ierta păcatele se vor arăta lor și care le veți țina și nu te vor fi. Atunci a făcut pe Sfinții Apostoli, a făcut duhovnici. Iată, iubiți credincioși, lucrarea de astăzi a Sfintelor Femei Mironosiței. Ele au fost primii apostoli care au vestit învierea Mântuitorului. Ele au fost care au vestit întâi ucenicilor. După asta au vestit și celorlalți oamenii care i-a întrebat. Asta este lucrarea cea dumnezeiască, iubiți credincioși. Lucrează Dumnezeu lucruri nebănuite, neînțelese de mintea omenească. Vedeți cum se întâmplă și astăzi, se caută să se cucerească omenirea prin vicleșug, prin înșelăciuni, prin dezinformare. Prin alte lucruri care sunt ascunse de ochii poporului. Dar noi, știindu-ne și făcându-ne datoria creștinească, trebuie să-i mulțumim pentru Dumnezeu pentru toate, cum a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, când și-a dat sufletul. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Deci noi pentru toate trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns și în această sfântă zi. Să facem această sfântă lucrare, această sfântă săvârșire a Sfințirii Bisericii. O biserică poate să fie cât de frumoasă, cât de impozantă ar fi, dacă nu este sfințită, nu are îngerul păzitor al ei. Din momentul de față, Mântuitorul a rânduit un înger păzitor. Așa cum a spus Sfântul Ioan Gură de Aur când a plecat în exil, către arhierei care erau cu dânsul,
Haideți să mergem să ne iertăm cu Îngerul Bisericii. Și au mers, s-au iertat cu Îngerul Bisericii. Au coborât la corabie și au plecat mai departe spre drumul lui, spre drumul crucii și spre desăvârșirea lui. Din momentul de față, iubiți credincioși, biserica este ca o mireasă împodobită, care și-a luat podoaba cuvenită ei și i s-a închinat mirului celui ceresc, împăratului celui veșnic. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toți făcătorii de bine. Mulțumim celor care aici, când am venit pentru prima dată, era izlaz, nu era nimic, era pământul primăriei. Am venit cu fostul primar, să-i dea Dumnezeu sănătate, am măsurat locul și s-a fixat locul de biserică. Iată, sub actualul primar, Dumnezeu să-i dea sănătate, fiind prezent, s-a săvârșit lucrarea. Sub păvățuirea Părintelui Petru s-a săvârșit această lucrare minunată. Această frumoasă biserică, care este închinată Sfinților Treierari. Pentru asta și noi trebuie să mulțumim tuturor care au dat un ban, care au ajutat cu munca, care au pus o cărămidă. Toți au plătit la Dumnezeu, fiecare care s-au ostenit în direcția Lui și după puterea Lui. Dumnezeu nu cere după numărul de bani pe care îl dai, după puterea și voința pe care o ai. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Pentru asta, iubiții mei, Dumnezeu a făcut și face minuni. Deci este o minune această lucrare aici în câmp, să spun, și Sfinții Treierari, că au fost aceia care au vegheat biserica. Pentru că ei în viața lor s-au luptat pentru biserică, contra ereticilor, contra celor care erau contra adevărului. Și pentru că s-au luptat contra acestor răi păcători, pentru asta Dumnezeu le-a dăruit dincolo viață veșnică și fericirea cea nesfârșită a Raiului. Mulțumim, cum am spus încă o dată, tuturor celor care au dat o mână de ajutor acestui sunt locaș. Este lucrarea lui Dumnezeu la mijloc. Este lucrarea neînțeleasă de mâna omenească. Cum Dumnezeu lucrează prin oameni, pentru oameni. Și lucrarea lui este dumnezeiască și este sfântă și este binecuvântată de acum și până în veci. Pentru asta, iubiți credincioși, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această vreme. Ieri a fost o zi caldă, 20 grade și astăzi 5-6 poate sau mai puțin, 5-6 grade. Dar astea sunt schimbările vremurilor, care au fost prorocite de demult. Au fost prorocite că va veni schimbarea vremurilor. Deci vedeți dumneavoastră, alaltă ieri 28 de grade, ieri 20 și ceva, astăzi aproape de 0 grade. Iată schimbarea vremurilor. Am trăit să vedem împlinindu-se prorocirii prorocilor. Și nu numai astea sunt care sunt, se vor împlini și altele care urmează. Pentru că toate prorociile sunt
sunt din Duhul Sfânt și am vorbit prin bărbați luminați, prin oameni iluminați. Și a luminat Duhul Sfânt să vorbească. Cele ce vor fi înaintea lor, cele ce au fost după dânsii, dar și cele care vor fi înainte. Nu prezicătorii, nu vrăjitorii pot peste viitorul. Diavolul nu știe. Numai Dumnezeu prin Sfinți poate să descopere adevărul care va fi de aici înainte. Numai Dumnezeu cunoaște tainele viitorului. Noi numai le intuim poate, dar Dumnezeu este acela care știe toate, așa cum a spus însuși Mântuitorul când îl întrebau: Doamne, care este semnul venirii tale și a sfârșitului lumii? Și le-a spus Mântuitorul: nu este al vostru a ști anii sau vremile. Care însuși Mântuitorul, însuși Dumnezeu, Părintele l-a pus într-o asta stăpânire. Dar a dat Mântuitorul semn. Când vedeți că măslinul mugurește și deschide mugurul, să știți că aproape este primăvara și vara. Așa și voi când veți vedea oriciunea pustirii stând la locul cel sfânt, se vorbește despre oamenii necredincioși care sunt la locul sfânt. Se vorbește despre oamenii care n-au nimic cu biserica și ajung în biserică și care vând biserica lui Dumnezeu. Se vestește și semnile sunt. Semnile le avem cu toții. Nu mai trebuie să vrem și trebuie să le înțelegem. Mă bucur că Dumnezeu a făcut minune și n-a plouat. Că după frigul care este, atât de mai trebuia și era de plin. Dar Dumnezeu ține cu oamenii și ține cu cei ce fac voia Lui. Face Dumnezeu, cum am spus, minuni în tot ceasul și în tot momentul. Biserica Iubiți Credincioși, primind Îngerul Păzitor astăzi, toți care vor intra în biserică vor fi scriși. Toți acei care vor veni să vor să se închini. Îngerul îi va scrie. Toți care vor aduce vreun dar la biserică, Îngerul îi va scrie și va da acea scrisoare Sfinților Treierarhi cărora este închinată biserica. Și Sfinții Treierarhi se vor duce la Mântuitorul, rugându-se pentru acei care s-au rugat în biserica închinată lor. Pentru asta, iubiți mei, această zi de astăzi este o zi memorabilă, o zi închinată Sfinților Treierarhi Vasile Grigore și Ioan prin sfințirea bisericii. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră, pentru prezența arhiereilor care m-au însoțit la Sfânta Dumnezească Liturghiei, a preoților și a dumneavoastră, a tuturor. Să vă dea Dumnezeu sănătate, iertare de păcate, mântuire și viață veșnică. Amin!